Dragilor, bine v-am găsit astăzi. Mina e cam mare, cred. Bine v-am găsit astăzi la ultima zi de vlogmas și îmi place deloc cum se vede. Ah, uite că acum e mai bine. Bine v-am găsit la penultima zi de vlogmas, de fapt. Să știți că pe buze, apropo, chiar țineam să vă zic, asta Nicăie ți-a aduce la cameră imediat, am rujul de la Avon, cel pe care l-am arătat în vlogmasul de ieri, pe care uitați să vi-l arăt în vlogmasul de pe 21, și anume cel Power Stay, ceva de genul. Nu știu sigur cum se va lua după sau cum se simt buzele, pe de-abia m-am dat și nu le simt uscate. Eu folosesc rujuri lichide mate, așa că vedem. Iar astăzi avem și ultimul calendar, ăsta de la Peek & Dazzle, care are două cutii și zic eu 15 zile, deci nu sunt multe zile. Cutiile sunt mari, sunt produse full size. Și haideți să, tare n-aș vrea să distrug cartonul ăsta, pentru că pare atât de frumos că vine să-l păstrez amintire. Ori să-l trimit la unul dintre cele două. Bun, haide să vedem. Avem două cutii și hai să începem cu asta. Bine că înțeles că nu mi-am luat pete și că... nu vreau să le vedem. Da, iată cineva care are un om cu treabă. Nu pune mâna acolo, mama te roagă, mami. Hai, uite că te joci aici cu mama. Ei, ia uite. Hai să vedem ce aici. Bun. We pick you, there's a design personally for you, spune aici și iată cam așa arată în tele. Scriau că e și ceva accesorii. Ha, avem și bomboane, scurată dacă le-am dat. Și avem Christmas Bottle Decoration. Deci o decorațiune pentru sticlă. Are și un fir așa metalic și asta e decorațiunea drăguță. Scria că au și decorațiuni, sper că nu e închis în cele 15 produse, dar nu cred. Nu știu ce am zis ultima dată, așa că asta mică mi-a oprit puțin camera. V-am arătat și sper că ați văzut cutiuța aceasta, prima, în care era ciorăpelul, nu e ciorăpel, e o depus sticla înăuntru, cumva, o recipient pentru sticle. Bun, avem un produs. V-am zis că sunt produse full size, de la Treats Tradition, Mother Nature's Gifts for Green for Centuries, scrie aici, deci cadoul mamei naturii de sute de ani cumva, Rediscover and Cherish, Annoyant Cosmetology, Ancient, deci cumva tehnologie foarte veche. Să vedem, așa arată, haide, focus. Nu vrea? Nu. O să vă pun o poză să vedeți de frumos arată, dar cam așa e exteriorul și e un body butter, deci un unt de corp. Mi-ar plăcut tare mult să vedeți cum scrie pe capac. Mai încerc o dată. Iată că se vede. O să facem și o poză. Bine, sigilat și apreciez asta. Și haideți să vedem. Miroase a portocale? Da, mă uitam dacă e gros ca un unt de corp sau e... Da, e un unt foarte gros. Ia să vedem noi. Foarte fin! Mamă, ce fin e! Asta o să-mi placă. Da, de astea n-am auzit, dar miroase foarte bine. Miroase a portocale, să știți, și a intrat foarte, foarte repede în mână. E foarte catifelat. Și are 250 de mililitri. Da. Mai avem și bombonele de la Lindor. Chiar sunt curioasă dacă se numără ca și număr de produse. Și avem aici Face Cleansing Brush. Ia uitați cât de faină e asta. Hai să desfac, de fapt. Pentru că eu am lecțiile pe asta, cu siguranță vă place că nu este foarte grea. Stai. Așa, asta e. Cam așa arată. Să o pun înapoi pentru că eu am... E foarte, foarte frumoasă, dar eu am electrică, așa că n-ar vrea să o plătesc și pe asta. Apoi...
ambalate foarte, foarte frumos. Și aici avem o paletă de machiaj Sun Makeup Palette, spun ei, scoate din guriță ăla. Și de la Miss Cop Makeup. Hai, focus, focus. Așa, perfect. Și e sigilată aici, dar eu am să o desfac să vă arăt. Stați să văd unde e aici sigilată. Cu toate că nu cred că am să o... Mamă, dar ce faim, parcă să decatifea culorile interior. Vedeți cât de faină e? Să vadă așa doar. Deci, foarte faine. Mamă, cât de pic n-am auzit de ăștia, de Miss Cop, dar... Hai să vă dau, să văd dacă ați văzut. Acolo sus scrie... așa, Miss Cop. Mamă, foarte faine. Deci, culorile sunt... Cu toate că am zis că nu cred că o păstrez, cred că îmi vine să o păstrez. E foarte faină. Ia. Doamne, uitați cât este pigmentate. Nu-mi vine să cred. Ia. Foarte faină paleta asta. Mamă, n-am auzit, dar cu siguranță o să caut Miss Cop să văd ce e. Ia să văd că acum vrea să pună... A, da, tot așa vedeți din alb, nu o să vedeți bine produsul acesta. Deci avem acum 1, 2, 3 și 4 produse, atât în cutia asta. Tot de la Treats Tradition, așa cum era ăsta, care l-am urmărit un pic, avem un Natural Body Care Shower Cream. Haide, așa. Are iarăși foarte mult și ăsta, 200 de mililitri. Miroase foarte bine și, da, e mult mai lichid, că e un gel de duș cu, de la Mother Nature's Gift, crem de duș cu cireșe și yuzu, din originar din Japonia, zic eu. Deci în prima cutie am avut una, două, trei. Și al patrulea produs. Nu pune mâna acolo, te rog. Hai la mama. Și cam gata cu prima cutie. Curios că cealaltă ar trebui să fie 1, 2, 3, 4. Dacă se cotește și astea două, am 6, practic, nu? Și tot ar trebui să fie 9 în a doua cutie, care este super ușoară. Haideți să o desfacem și pe aceasta. Să văd cum desfac ușor ăsta. Ce te-a dat mama acolo? Are ceva lipici? Îi dau puțină treabă la asta, mica mea. Mamă, dar ce rău se vede! De ce? Așa. Nu mai era focusul meu. Hai să vedem a doua. Care vine cam așa. Avem deasupra... Da, scrie în rusă de la Tresemme. Dacă nu știți, vă zic eu, este o gamă de îngrijire a părului. Sunt produse care arată. Cine stă prin UK știe despre aceste produse. Și să vedem dacă se numără, cred că numără și ăsta, s-ar fi al cincilea și este Santa Hat Cutlery Cover, deci pentru cuțite și pentru tacâme. Cumva să bagi tacâmurile în ele. Și sunt câte? Set. Mie mi se par patru aici. Asta ar fi al cincilea. Deci, acolo am una, 1, 2, 3, 4, 5, 6 produse, asta ar fi 7. Da. Da, și alea se socotesc. Avem o make-up brush, blusher, o perie, o pensulă, asta îmi place. Deci, acelea se socotesc. 15 zile, din care avem și... Da, aia e. Nu am știut dinainte, nici măcar n-am avut nicio idee despre ce o să fie înăuntru, pentru că nu arăta. După aia, acum de curând, a început să apară cam ce e pe înăuntru. Pentru blush, îmi place foarte mult mânerul ăsta, așa, foarte colorat cu pietricele. Și cred că o să fie bun ăsta. Bun. Mai avem așa, de la Avant Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Deci pentru o cremă pentru ochi cu colagen. Așa arată ea. E full size pentru că creme de ochi sunt micuțe, 10 ml. Oricum s-a terminat crema de ochi, așa că... Dar vreau să-i văd textura.
Nu punem mâna acolo. Aici. Nu e parfumată, ceea ce mă bucură. Așa. Apoi, tot de la Avant, mai avem cu Hyaluronic Sweet Almond Sea Water Shea Butter Ultimate Hyaluronic Acid Reversing Duo Moisture. Da, pentru ce-o fi skincare, deci vă spun că e pentru față. Clean Dry. Ah, da, deci e o cremă, nu punem mâna acolo. O cremă de față de la Avant cu acid hyaluronic. Asta mi-a mea tot oprește. Trebuie să o iau puțin de aici. Așa. Și nu știu dacă ați auzit, așa că vă zic că acum avem o cremă de la Avant cu acid hyaluronic, migdale dulci, apă de mare și unt de shea. Ultimate Hyaluronic Acid Resurfacing Duo Moisturizer. 50 de mililitri. Apoi mai avem de la Symbiosis London, White Peony and Peel Moist. Deci bujor alb. Enlightened Exfoliant Clicking Gel, iluminator și exfoliant. Care arată cam așa. Și este sigilat. Așa că nu o să-l desfac acum pentru că am ceva desfăcut deja. M-am dat dacă asta este sigilată. Da, un plus pentru asta. Măcar produsele sunt sigilate, mare parte din ele. Apoi tot de la Symbiosis avem și un serum facial. Deci cumva avem un set astea două și un set astea două. Cremă de față și de ochi de la Avant. Și un gel de curățare și un ser facial de la Symbiosis. N-am încercat produsele lor, nici cele de la Avant. De la Avant mai am o cremă primită într-o de la lui Fantastic. Avem și Beauty Lip Gloss, da. Asta nu cred că o să fie pentru mine, că eu cu lip gloss le-am și păstrat ceva de la Makeup Revolution, nu Makeup Obsession. E drăguț el așa, dar Peace Beauty Lip Gloss. Așa arată în nuanța Sultry 02. Da, nu are rost. Îl desfac doar așa, dar cu siguranță nu voi păstra. De foarte mișto. Ia să văd cum să vă arăt eu. Pensula. E așa. Ia uitați. Dar ăsta nu îl păstrez pentru că eu nu mă dau cu lip gloss-ul și am păstrat o două de la Makeup Obsession care mi-au plăcut și e suficient. Și mai avem doar două produse. Avem un Repair Expert Conditioner Restore Strength de la MDS Maids Hair Care. Ăsta e produsul. Are 75 de mililitri și spune formula noastră unică cu keratină, complex de keratină, amestec de 4 layer naturale și novel conditioning memory de, și o memorie, da, recondiționare de tehnologie cu memorie, nu înțeleg exact ce să zică. Întărește părul și restaurează dinamica naturală a părului pentru păr fragil și damage. Am eu cum este decolorat, ăsta cu siguranță îl voi încerca și este sigilat, ceea ce chiar apreciez. Și mai avem un singur produs mare. Ah, că tot ne aveam o hârtuță aceasta cu produsele de la Tresemme, avem un dry shampoo. Am crezut că e un fixativ. Un șampon uscat de la Tresemme, Botanic New, used by professionals, spun ei, cu apă de cactus și cocos. Asta mi-e că-mi dă să mănânc acolo. Și hai să vedem măcar 250 ml. Cum miroase. How to use? I don't know. Nu prea are miros și văd că nu a rămas albă în capac, așa că are un miros, dar chiar așa, chiar natural, de nu miroase a cocos. 100% natural cleanser, spun ei. Asta mai vedem. Deci ăsta e a 15-lea produs și cam asta cu cutiile. Nu sunt super încântată, sincer. Nu știu, mă așteptam mai mult. Simbiosis. Sinceră, din toate calendarele, cred că cel mai plăcut surprins am fost de cel de la Makeup Obsession. A fost drăguț și cel de la Balstor. Interesant, da, ca și produse pentru mine personal, nu chiar. Și iar a mai fost interesant
cel de la Kira, el. Și Makeup Revolution arată bine, dar prea multe glosuri, aș fi zis eu. Deși n-au fost chiar toate glosuri așa cum aș fi așteptat. Pe total, ăsta nu știu dacă l-aș mai lua la anul. Ce aș cumpăra cu lanța anul Makeup Obsession și cu siguranță Makeup. Am vrut eu calendarul de la... cum se numește, Look Fantastic, doar că mi-a părut că îl puteam precumpăra cumva, precomanda, nu am vrut să fac asta atunci și până m-am putut eu să-mi iau, ce să vedeți, nu a mai apărut pe stoc, cu toate că am dat eu să-mi dea o notificare pe mail atunci când apare în stoc, nu a mai apărut pe stoc, așa că am rămas fără. Da, acestea fiind zise, noi ne mai vedem doar mâine. În seara asta sper să reușesc să fac extragerea, să o filmez și să o adaug la clipul de mâine. E ultima ocazie să mai comentați, să aveți o șansă să câștigați. Oricum am cam văzut cam aceleași persoane lăsând comentarii la clipurile mele, așa că în mare parte vă știți cam care veți participa. În cazul în care nu vei reuși să export comentariile, o să... vă dau un număr fiecare, dar o să vă zic la clip respectiv. Prima dată o să extrag un clip de la 1 până la 23, din care voi extrage după aceea comentariile pentru a selecta primul câștigător, apoi voi extrage iarăși un clip cu excepția celui pe care deja l-am extras. Din dacă a picat numărul 5, nu o să mai alegem tot numărul 5, care prin random org, apropo, deci care o să cadă, dacă o să cadă numărul 20, să spunem, din cei care au comentat la numărul 20, sunt abonați la canalul meu și au dat like clipului, va fi un câștigător. Bun, iar de trimis, voi vedea dacă între sărbători sau după, în ianuarie, înțeleg în ianuarie, dar vedem dacă reușesc și mai repede. Bun, dragilor, sincer, nu vin să cred că e practic aproape finalul, pentru că mai e foarte, foarte puțin timp și nu vin să cred că mâine e ajunul Crăciunului, dar eu vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine în fiecare zi, pentru că unde voi ați fost în fiecare zi și vă mulțumesc. Știu că avem cu toții casă, servici, eu momentan sunt în concediu de creștere, dar voi, telespectatorii, dar pot zic, cei care mă urmăriți, comunitatea, mica mea comunitate, eu vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase, pentru toate urările de bine pentru micuța mea, apropo, pentru că am văzut că mi-ați scris. Și noi ne vedem mâine pe 24 și abia atunci o să vă zic Crăciun fericit. Apare și micuța în cadru, e tată fericită, dar eu mâine vă voi spune Crăciun fericit. Sper să primiți colindători, dar până atunci, hai, mult, mult succes la giveaway și să aveți o seară frumoasă, frumoasă de tot. Aveți grijă de voi, v-am pupat, pa, pa!